Bună seara și bun găsit la Deschide Lumea, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. În această seară am doi invitați. Domnul Radu Paraschivescu, scriitor, jurnalist, autorul cărții Orice om îi este teamă. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și domnul Doru Căstăian, unul dintre prietenii emisiunii noastre și unul dintre cei 11 dascăli ce au primit premiul Merito, unul dintre cele mai importante premii oferite profesorilor români. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc și eu! Să răspundem încă de la început telespectatorilor noștri că este o emisiune înregistrată și fac această mențiune pentru acei telespectatori care ne urmăresc pe pagina de Facebook Deschide Lumea și care cu siguranță ar fi vrut să interacționeze și cu dumneavoastră. Mă gândesc și pentru soțiile noastre care vor fi știind că suntem în alte părți la ora difuzării emisiunii. Orice om este teamă, o carte lansată în acest weekend la Galați, foarte multă lume stătea în fața librăriei Humanitas așteptând să intre, să se elibereze ceva locuri și foarte mulți oameni tineri. Îmbucurător. Și mie mi-a plăcut. Bun, am avut un sentiment foarte bun că a fost multă lume. Am avut un sentiment inutil de vinovăție că s-a stat în picioare, dar astea sunt condițiile. E una dintre lansările de succes. Și, evident, nu pot fi ipocrit să spun, vai, ce surpriză. Nu este o mare surpriză. E o doză mare de căldură și de prietenie pe care le simți ca om care nu vine prima dată în Galați. Mă așteptam să fie lume pentru că e vorba de o carte care pedalează și pe sentimentul solidarității pe care l-au niște oameni care trec împreună prin niște experiențe neplăcute. Ele sunt descrise comic, dar sunt neplăcute și ne privesc direct, ne afectează direct. Dar atmosfera a fost frumoasă, mulțumită și lui Doru, pentru că Doru este ideal tare pentru așa ceva. El și ca agent de promovare a făcut o treabă nemaipomenită și ca interlocutor oricând o plăcere să-l ai alături. Și prin efortul ăsta, lumea cred că nu s-a plictisit. A mai transpirat, s-a mai foit un pic, a mai schimbat piciorul de sprijin, dar a fost frumos. Genunchele de sprijin. Genunchele de sprijin, exact, să vorbim corect. Da. Am citit această carte cu ceva timp în urmă, am râs, după care m-am întristat. Care dintre cele două reacții este mai apropiată de cea dorită de dumneavoastră pentru cititorul cărții? Logic ar fi să vină în consecuție. Adică logic ar fi să râzi, dar dacă râzi și te oprești aici, înseamnă că n-ai citit în cartea sau ai citit-o numai pentru partea ei de burlesc. Râsul în marginea cărții astea s-ar cuveni să fie urmat de o întristare, poate de o îngrijorare și de o întrebare, bun, și ce facem? Că dacă doar citim cartea și râdem și cădem pe gânduri, nu cred că am câștigat o mare bătălie. E de văzut ce poți face în siajul cărții astea, ce poți face tu, cetățean, tu, om care stă la bloc, tu, om care știe că e nevoie de niște cutume ale comportamentului public și ale discursului public, pentru că volumul ăsta se leagă și de gringolada în care se află limba română a politicienilor, nu doar a lor, dar a lor, pentru că ei ne reprezintă. Așa că avem un snop de întrebări pe care ni le punem și destul de puțin timp de reacție. Citeam pe o descriere pe care ați făcut-o dumneavoastră, citez acum, Orice om este teamă, cartea parastasă a României după 2 ani de guvernare PSD, e o amendă simbolică pentru partidul care mai are puțin și își îngenunchează țara, am încheiat citatul. Nu vă pare rău că nu ați mai așteptat vreo 6 luni ca să includeți și gafele făcute odată cu preluarea președinției Uniunii Europene, cu cormorani, cu diferitele tipuri de stat de drept, cu negaționalism. Se face și parastas de 6 luni, e adevărat. Acum, eu sunt într-o flagrantă inferioritate și din punct de vedere numeric și din punctul de vedere al vitezei de execuție.
altfel spus, ei rostesc năzbâtii mult mai repede decât pot eu să le consemnez și să le interpretez. Pe de o parte, pe de altă parte, gluma bună e gluma scurtă. Deși asta nu e numai o glumă. Nu mi-am propus să fiu rapsodul comic al PSD-ului, dar mi-am propus într-adevăr să ștampilez cei 2 ani de mandat de guvernare PSD, pentru că a fost o guvernare inaugurată cu mari promisiuni și cu niște vorbe teribil de plăcute la auz, iar realitatea le-a infirmat în proporție destul de mare. Eu am planuri de literatură pură cu viața mea și cu drumul meu, dacă există așa ceva, prin ale scrisului, și am scris cartea asta întrerupându-mi lucrul la un roman. Mi-e foarte dor să mă apuc din nou de scris romane și l-am lăsat la pagina 4 spre 5 în ideea că odată spus ce aveam pe suflet și scris ce aveam pe suflet cu privire la acești 2 ani de, să zicem, guvernare, mă voi întoarce la ogorul francez pe care se petrece acțiunea. Și sper să o pot face în continuare, adică sper să nu devin un grefier care lună de lună dă un raport comic despre tristețile de la putere. Domnule Căstean, în această carte pe care dumneavoastră ați prefațat-o la lansarea care a avut loc în acest weekend, vorbiți despre niște persoane publice, persoane care ne reprezintă pe noi pe plan internațional. Acești oameni spun, avem tot dreptul să mergem acolo în numele României pentru că avem în spate niște voturi. Noi, până la urmă, ce vin avem? Acum, asta e unul dintre puținele lucruri unde nu poți să-i contrazici. Din păcate, democrația așa funcționează. Au în spate niște voturi, au legitimitate obținută prin vot și, prin urmare, se vor bucura de toate, hai să spunem, consecințele benefice pe care le aduce acest vot primit. De altfel, cred, eu personal cred că unul din lucrurile pe care oamenii le-au învățat, poate dureroși pe pielea lor în ultimii 2 ani, e cât de puternic e, de fapt, votul. E atât de puternic încât te face aproape imutabil și aproape inexpugnabil în fața milion de oameni ieșiți în stradă. Îți permite să devii cinic, dacă atât poți, după cum a remarcat foarte bine domnul Radu Paraschivescu, și să spui pentru că putem. Acest pentru că putem, chintesență, dacă vreți, a cinismului celor de la guvernare, e un putem pe care îl dă votul. Și lucrul pe care eu pot să-l sper din toată tărășenia asta e faptul că românii vor înțelege mai bine și mai adânc și mai profund și mai pe pielea lor, după cum am zis, de ce e important să avem alternative în politică, de ce e important să se implice și mai ales de ce e important să voteze. Da, dar între cele două cicluri electorale, noi chiar nu mai putem face absolut nimic când observăm că apar oameni care n-au niciun fel de legitimitate pentru a ne reprezenta, n-au niciun fel de competențe. Facem ceea ce se poate face. Eu zic că s-au făcut destule lucruri, ieșiri în stradă, poziții publice, avem fenomene unice de tipul vă vedem din Sibiu, avem o mișcare civică din ce în ce mai activă, dar singurul lucru pe care nu îl putem face e să trecem peste vot. Nu cred că, eu personal nu cred că un vot și legitimitatea dată de vot, oricât de dezastruoși ar fi oamenii aia, trebuie anulată de, cum să zic, prin indignare morală. Cred că trebuie să ne învățăm lecția. Iată că un efect benefic se întâmplă, și anume faptul că apar formațiuni politice noi. Cât de solide, cât de substanțiale sau cât de bine intenționate urmează să vedem. Și eu personal cred că prezența la vot va fi mai mare și mai responsabilă data viitoare. Cam asta cred că putem face. Mai mult, nu știu, nu văd ce. Iar până atunci trebuie să trăim cu frustrarea de a fi reprezentați de niște oameni care se exprimă în limba română foarte, foarte păguboz. Asta e, dacă ar fi numai asta, dar mai sunt și alte lucruri și lucruri pe care noi nu-l putem face, nu avem voie să-l facem și chiar dacă legile nu ne-ar interzice, n-am putea să o facem, este să contestăm acest vot prin grilă valorică.
Nu. Votul este strict o chestiune contabilă. Deci dacă ei sunt 2 milioane și noi suntem 1 milion, n-avem voie să încercăm să demonstrăm că 1 milion e mai mare decât 2 milioane, ci să facem în așa fel încât să fim 2 milioane, 2 milioane plus 1 data viitoare. Adică nu-i putem acuza pe unii oameni că sunt potlogari, pentru că apoi să răspundem tot prin potlogării, că înseamnă că discuția n-are rost. Într-adevăr, exact ce a spus și Doru Căstăian, fiecare face ce poate acolo, în perimetrul lui. Unul scrie cărți, altul apare la televizor și deslușește niște lucruri necesare pentru public, pentru oamenii care se uită. Altul se duce și predă noțiuni elementare sau scrie și publică noțiuni elementare de justiție, cazul lui Cristi Dănileț. Da? Mișcarea vă vedem din Sibiu. Deci Radu Vancu și echipa lui fac acolo o treabă exemplară. Da, ei sunt în a 425 de zile. Și e o investiție de timp, de energie, un consum nervos. Oamenii ăia nu s-au decuplat de la familie, de la meserie, de la carieră, sunt în continuare soți, Radu, părinți, profesori. Radu chiar a publicat o carte minunată, un roman excepțional, Transparența. Apar reflexe de veghe civică, eu așa le spun. Mișcările din piețe, nu numai din București, da? Și lucrurile astea pot face masă critică. Și în momentul în care vor face masă critică și va fi o vreme urâtă în ziua votului, în așa fel încât nimeni să nu se mai simtă tentat de weekenduri la munte, s-ar putea să avem o șansă. Pentru că acum 2 ani și ceva, o grămadă de oameni nepăsători s-au dus și au văzut de treabă, era weekend, era dreptul lor să destindă, după care au venit și au început să arate cu degetul. Și situația a început să le pută. Păi le-a puțit și din cauza lor. Dar puteți, dumneavoastră, a simțit așa de tare momentul când au început să apară atât de mulți politicieni incapabili să vorbească sau să scrie corect? Da, aici ține deja de o tradiție pe care noi credeam că o rupem în 89. Amintiți-vă că a venit Ion Iliescu, care a părut Cicero pe lângă Ceaușescu. Da? Ceva minunat, o splendoare. Da? Aveam referința aceea malefică a unor oameni răi și analfabeți. Și am spus, gata, s-a terminat. Acum vin băieții destupați. Au venit o vreme. Le puteai imputa alte lucruri de natură ideologică, să zicem, poate de natură morală. Dar ștaiful îl aveau. E vorba de guvernul român din 90. Lucrurile au reînceput să alunece și să ajungem în situația de impostură galopantă în care suntem acum, în care oameni care nu știu să vorbească sunt miniștri și sunt miniștri în domenii unde ar trebui să știi să vorbești. Deci la educație, de pildă, recomandabil este să ai un om cu o comandă bună a limbii române. N-am avut așa ceva. Apar miniștri plagiatori, apar circuite ale plagiatului, apar uzine, fabrici de doctorate. Și asta ne face să, pe mine mă face să cred că e vorba de o ștafetă a imposturii și a analfabetismului. Noi avem acum, în fruntea guvernului, un om care nu nimerește cuvintele. Că tracul e o componentă, dar nu poți da totul pe... Nu poți pune totul în seama tracului. La nesfârșit. Nu, mai ales că tu știi că asumi acolo o poziție publică importantă. Nu doar pentru că ești în fața unor microfoane, ci pentru că tu îți reprezinți țara afară. Și afară oamenii se pot întreba, mă, dacă așa arată vârful, cum o fi la bază? Dacă asta este proiecția a ceea ce avem noi mai bun în țară. E o întrebare justificată, cred. Și după părerea mea apar și tot soiul de spirale din astea descendente. Pentru că în momentul în care ai un mediu lax din punct de vedere moral, din punct de vedere exigențelor intelectuale și așa mai departe, oamenii vor puțin de la ei înșiși. Și se descurcă așa cum pot în lumea asta și la un moment dat nu mai știu să se descurce în alte condiții și devin direct interesați pentru a păstra genul ăsta de mediu și de lume. Eu am auzit, apropo de plagiate, s-ar putea să ne imaginăm că plagiatele, că toată impostura asta academică și, hai să zicem, subacademică, la nivel preuniversitar și așa mai departe, apare, hai să zicem, strict pe fondul indiferenței sau a nepăsării oamenilor. Eu am cunoscut profesori care relativizau efectiv în modul ăsta. Și spuneau, domnule, dar ce, până la urmă, cărțile nu se fac din cărți? Și oameni care pur și simplu nu înțelegeau necesitatea elementară și obligația morală, morală și nu numai, elementară de a pune ghilimele atunci când e o frază din
din cineva. Credeți că se încearcă ducerea în derizoriu a unor astfel de fapte? De exemplu, în 1989, dacă erai descoperit că ai fost colaborator al fostei securități, era grav. Riscai chiar să fii alergat pe stradă de către manifestanți. S-a schimbat legea, s-a vorbit atât de mult despre colaborarea cu securitatea, încât astăzi când vorbim de cineva care a turnat la securitate, parcă nu ne mai deranjează așa de tare. Apropo de plagiat, la fel, s-a arătat în direcția celor care aveau diplome luate, cu doctorate cu plagiaturi și așa mai departe. L-am auzit pe fostul premier, Victor Ponta, care spunea, hai domnule, acum ce facem, stăm și ne ascundem după niște ghilimele, alta era legea la vremea respectivă. Erau ghilimele pe vremea aia. Da, ideea e în felul următor, e simplu. Uite, eu am să răspund foarte rapid înainte să-l las pe Radu, am să-ți răspund cu un lucru pe care l-am învățat din biologie. Grupurile umane pot fi, cum să zic, trebuie să găsească în general un soi de echilibru cultural și axiologic. Există două tipuri de grupuri care nu supraviețuiesc. Grupurile care au sunt atât de rigide în aplicarea regulilor încât nu mai există loc pentru viață și, din potrivă, grupurile în care anything goes, grupurile în care totul merge și despre asta e vorba. Relativizarea despre care vorbiți e reală. Eu mă uit, de exemplu, la cazul colegilor mei de la Colegiul Șincai din București, care au o speță foarte simplă. Mai exact, primarul unui sector din București vrea să adauge niște clauze într-un contract care e tip, care funcționează la fel în toată țara, pe care îl semnează toți directorii de școli din toată țara cu administrațiile locale. Doar acest sector din București, sectorul 4, are această problemă. Acolo primarul vrea să pună niște clauze. E foarte simplu. Pur și simplu schimbând un document care e stabilit prin ordin de ministru. Din punctul meu de vedere, nu trebuie să fiu un mare jurist ca să rezolv problema asta. Și cu toate astea, ce se întâmplă acolo? Se întâmplă, cum să zic, au loc niște acțiuni exact de relativizare a chestiunii. Adică, lungim discuțiile ca să dăm de înțeles oamenilor că, domnule, de fapt e mai complicat, că nu e chiar așa cum zic ăștia, că o fi copății. Chemăm eventual niște profesori, că găsim 2, 3, 4 să iacem de partea noastră, care să spună că ei văd altfel lucrurile. Deci, ce facem de fapt? Relativizăm spețele simple și dăm impresia, sau vrem să dăm impresia, că, domnule, e de fapt o baltă mare în care notăm cu toții, hai să nu ne mai dăm unii albe ca zăpada, dacă nu e cazul. Ori tocmai asta cred că trebuie să recuperăm noi. Un simț corect a ceea ce bun și a ceea ce e rău, a binelui și răului, atât de simplu. Dar ceea ce e complicat, Doru, câtă vreme că vorbeați de securitate. Sigur, era o rușine să fii deconspirat imediat după decembrie 89, bun. Riscai să fii alergat, dacă treceai cu bine de proba aia de cross, puteai ajunge parlamentar, au fost cazuri, sau președinte de comisie, a senatului, cum să nu. Asta ar fi o poveste. A doua poveste este că s-au inversat termenii. Deci oameni care și-au turnat neamurile la securitate acuză partidele care fac prezență în piața publică să protesteze că sunt partidele securiști. Deci hoțul strigă hoții, cum ar veni, sau plagiatorul strigă plagiatorii, pentru că aici iarăși e o problemă. Sunt oameni care nu echivalează plagiatul cu hoție. Dincolo de refrenul mătușesc, hai mamă că n-a dat în cap omului, da? Există și povestea asta, dar până la urmă a luat de acolo, exact, cărțile se fac din cărți. Este cea mai joasă formă de hoție, da? Una e hoția de foame, hoția de disperare, furi o bucată de pâine, da? Dar să furi produsul minții cuiva și să-l dai drept produsul minții tale, mi se pare ceva degradant, da? Ei, pe ei povestea asta nu-i descalifică. Sunt oameni, George Copos, de pildă, care a fost închis pentru matrapazlăcuri în dosarul transferurilor, care a plagiat vârtos, da? Plagiatul a fost descoperit pentru că omul și-a recunoscut lucrarea, Cătălin Parfeni. Ce a făcut George Copos în loc de cenușă în cap? A amenințat că îl dă în judecată pe cel din care a plagiat pentru că i-a compromis imaginea. Păi și atunci, da? Care e ordinea firească a lucrurilor într-o poveste de genul ăsta? Dar dincolo de felul cum au fost eliberați oamenii cu complicități enorme, speculând niște portițe din legi care le dădeau dreptul să scrie 5 cărți în 7 zile, da? Ei neștiind toate literele alfabetului,
dacă îi dai unuia să scrie litera Q, șansele sunt echilibrate. Da, de când a apărut mai ales un anumit tip de mașină. Exact. Revenind, totuși vreau să vă întreb, pe logica aceasta aducem derizoriu astfel de comportamente, nu putem să ne așteptăm la un moment dat ca și politicianul condamnat penal să nu fie, nu mai fie atât de arătat cu degetul și, dom'le, până la urmă toți avem avea cât un dosar penal? Sigur că da. Păi da, amintiți-vă că au fost oameni care au câștigat alegerile la primărie din detenție. Deci avem cazuri de oameni închiși care au câștigat alegeri și avem oameni, cazuri de oameni închiși, iar în fața închisorii au venit grupurile de susținători să solicite eliberarea haiducului. Da, și asta pentru că se speculează niște slăbiciuni și ale firii omene și ale legii și se pedalează pe atenuarea efectului. Dom'le, nu e o faptă gravisimă. Da? Corupție. Corupție a furat, dar ne-a făcut și nouă ceva. Da, exact. Da? Ei mai speculează și niște lucruri pe care le-au auzit pe post de anecdote sau citate așa zis spirituale. Da? Ion Diaconescu, săracul, a zis la un moment dat, toți am fost puțin securiști. Era o constatare amară, ca replică la altceva, da? Au fost oameni care au luat de bună citatul ăla, l-au decupat și au spus, dacă Diaconescu a spus așa ceva, au fi știind el ceva. Povestea asta cu nu se face gaură în cer, bine că n-a fost mai rău de atât, lăsați care și părți bune. Sigur, pentru părțile bune ești premiat, pentru părțile care încalcă legea, se cuvine să plătești peste tot în lume. Dacă ar fi să avem la un moment dat foarte serios discuția asta, adică dincolo de intuițiile noastre, de, mă rog, oameni care privim pur și simplu spectacolul românesc, și dacă ar fi că ea să se poarte la nivelul unor lucrări academice, filozofice sau sociologice, eu bănesc că lucrurile ar fi foarte complexe. Pentru că, de fapt, impostura asta la vârf, eu nu cred că e posibilă decât pe fondul unei pierderi masive a reperelor la jos. Despre asta e vorba. Trăim cu toți într-o cultură gri în care e din ce în ce mai greu și mai suspect să stai drept la un moment dat și să spui că albul e, iată, alb și negru e negru. Un exemplu, iarăși, ca să înțelegeți un pic la ce mă refer, sunt sistemele birocratice de stat. Eu nu le cunosc pe toate, dar pe ăsta al învățământului îl cunosc. În învățământ, de exemplu, se cultivă de decenii un soi de conștiință vinovată a profesorului. Și asta nu e foarte greu să faci, în contextul în care îi cer, de exemplu, în permanență, să facă un volum de lucruri pe care nicio ființă umană întreagă la cap nu le poate face în permanență și voit și conștient ani în șir. Și atunci, oricât de bine ai fi pregătit ca profesor, dacă vrei să-ți rămână ceva timp și pentru copii sau eventual să mai citești o carte, cu siguranță nu vei fi niciodată ireproșabil din punct de vedere formal. Ceva îți lipsește, o hârtie undeva, o situație, mai ales că unele situații sunt redundante. De exemplu, situația copiilor cu părinți plecați în străinătate e cerută atât de inspectoratul nostru școlar sau de minister, nici nu știu exact cine o cere, cât și de primărie, de exemplu, pentru că instituțiile nu comunică între ele. Noi trebuie să le facem pentru fiecare instituție care ar fi interesată. Nu mai pun la socoteală că nu se întâmplă de regulă nimic și nu știu cui folosesc situațiile astea. Și atunci e foarte ușor să te simți în permanență vinovat cu ceva. Ți-e greu să vii și să stai drept și să spui, domnule, uite, chestia asta nu e în regulă sau asta cred că nu e bine. Pentru că tot timpul ai impresia unei muște care stă și ție pe căciulă. Și îmi imaginez că asta se întâmplă în diverse straturi și zone ale societății românești. A spus domnul Căstăian, la un moment dat a făcut trimitere la o lucrare și v-am văzut pe amândoi zâmbind. Am adus aminte de râsetele pe care ați reușit să le smulgeți celor care au fost la lansarea de carte, povestind despre domnul ministru al Agriculturii Petre Daia, care v-a contactat fiind unul dintre cei la care ați făcut referire în cartea dumneavoastră. Proprietar de capitol, da. Da, și a spus că v-am citit lucrarea și cred lucrarea, că de asta... Da, adică noțiunea de carte are ceva suspect pentru domnul ministru. O lucrare înseamnă ceva solid, așezat, documentat, eventual, când o carte. O carte are
îi sună frivol, cred, domnului ministru. Da, și asta a fost cuvântul folosit în dialogul pe care l-am avut cu domnia sa. Mulțumit că a făcut parte din lucrarea dumneavoastră. Părea fericit, ceea ce pe mine m-a neliniștit un pic, pentru că mă gândeam că reacția ar putea fi alta, nu de mulțumire, că iată apare într-o carte în care e înfățișat în ipostaza lui grotescă. Da? Când ai povestit prima oară că ți-am mulțumit, eu sincer am bănuit și speram că e o mulțumire de tipul, domnule, mulțumesc că mi-ai pus o oglindă în față, mi-am dat seama cam ce fel sunt și mă gândesc să-mi corectez niște lucruri, la modul ăsta m-am gândit. Dar se pare că nu. Domnul ministru era doar fericit că apare într-o lucrare. Domnul ministru, care în acest weekend se pare că a mai comis o declarație de genul acesta, l-am putut vedea la televizor inspectând un câmp și spunând de două ori, citez, căldura și umiditatea i-a permis să iese. E, da, dar sunt legate. Corect era să iese, da? E vorba de acel domn care... înțelege furtuna pescarului în momentul în care el se află în raport cu natura și nu găsește soluții pe care să le folosească atunci când nevoia îl împinge și situația o dictează. Da, asta e așa un amestec, de Hemingway cu Conrad și cu niște texte motivaționale. Fiecare frază îți dă impresia că e începută fără vreun gând de a fi terminată. Mi se pare că oamenii ăștia se lansează în a spune lucruri ca niște surferi din ăștia care se urcă pe creasta valului. Nu știu dacă vor ajunge cu bine la finalul mișcării, dar cumva s-o termina. Fraza, mișcarea de surf... Mi-e imposibil să nu mă gândesc la interpreți. Pentru că am făcut și eu munca asta o vreme și când îl aud, mai ales pe domnul acesta vorbind, liber, pentru că am impresia că nu respectă niciun script, nimic, îți vorbește liber, interpret fiind, trebuie să ai o agerime cu totul specială ca să-i prinzi lungimea de unde, să vezi ce vrea să spună de fapt. E foarte greu. Dar credeți că el știe simultan unde vrea să ajungă? M-am întrebat și eu. Sunt studii, că tot e la mod acum să impoți studiile pentru orice, dar sunt studii care arată că gândirea și limbajul la om sunt puternic interconectate. Ele nu sunt de principiu întotdeauna interconectate. Iarăși vin și spun, sunt studii recente care arată că există forme de gândire non-verbală, dar la om sunt. Și de aceea la om structura și coerența unei fraze este în general tabloul limpezimii lui de gândire și de limpezimii lui, hai să zicem, cognitive. Eu cred că da, eu cred că în general oamenii ăștia știu măcar principial ce informație vor să transmită sau ce vor să spună. Problema e că nu ajunge. Iertați-mă, analfabetismul ăla funcțional pe care îl punem pe toate gardurile, conținutul ăla mental, n-ajunge într-o frază capabilă să transmită ceva. Și atunci iese... Urmăream înregistrarea șuietelor culturale de la Facultatea de Drept din București, la care ați participat la un moment dat cu o conferință intitulată România, boli, metehne și remedii. Atunci ați vorbit despre euforicii de meserie, cei care sunt convinși că România i s-a pus mâna în cap, ați spus dumneavoastră, citez acum, Papa Ioan Paul al II-lea a spus că România este grădina Maicii Domnului. Au ignorat dimensiunea metaforică a acestei declarații și s-au axat pe sensul propriu. Pentru ei, România este un spațiu binecuvântat, orice ai face. Dacă ești pedofil, ești ok. Dacă ești pedofil român, e bine. Am încheiat citatul. Nu e valabil și pentru a argumenta prezența politicianului corupt, a politicianului agramat, domnule Paraschivescu? O fi că prea sunt mulți. Adică tinde să devină regulă în loc de excepție. Da, țin minte șuietele acelea de la Drept, m-a corupt Flavius Baias la un moment dat. Și știu că și atunci am avut un public vibrant. Nu-mi dau seama în ce măsură le putem lega poveștile astea cu grădina Maicii Domnului și ce se întâmplă cu politicienii corupți. Poți invoca, dacă te simți, dornic de citate, vechea vorba lordului Acton, cu puterea corupe și puterea absolută, corupe absolut. E sindromul borcanului cu miere la care ajungi și nu e suficient că acel borcan e descoperit, nu mai are capac, îi se adaugă lângă el acolo un fursec pe care scrie conștiința impunității. Aia scrie pe fursecul, adică poți face orice că nu se întâmplă nimic.
Au existat oameni care au venit și au spus la televizor, noi avem legile noastre, să spui așa ceva și să scapi neluat la întrebări măcar, e o probă de orbire vinovată. Să spui, cum a spus domnul Ponta, că tot am vorbit de dumnealui, asta se va întâmpla după ce vom prelua controlul politic asupra DNA, da? Cu microfoane, deci în conferință, și să nu se întâmple nimic, asta înseamnă că începem să ne obișnuim. Și e grav dacă te obișnuiești. Eu sunt în continuare siderat că au trecut atâția ani și nimeni nu l-a întrebat pe Victor Ponta, care acum pozează în cavaler pe cal alb, da? Nici el nu e cavaler, nici calul nu e alb, are altă culoare, mă rog, dar nu l-a întrebat nimeni. Adică cum? Ce ați vrut să spuneți? Cum controlul de care? Asupra cui? Păi... Bine, e ușor de motivat în orice moment, că ai făcut o glumă, că poți să ieși din o declarație, dar măcar ar putea funcționa ca semnal de alarmă, adică un ochi... Sau să argumenteze orice om este teamă de un proces. Sau așa. Propun să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim după aceea la discuția noastră. Bună seara, am revenit la Deschide Lumea împreună cu cei doi invitați pe care i-am în această seară, domnul Radu Paraschivescu, autorul cărții Orice om este teamă, apărut la Humanitas. Bună seara încă o dată și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Domnul Doru Căstăian, prieten al emisiunii noastre, profesor de filozofie. Bună seara, bine ați venit. Am vorbit în prima parte a emisiunii despre lansarea de carte care a avut loc în acest weekend la Galați. Foarte mulți oameni, spuneam, foarte mulți tineri și chiar am urmărit câteva postări pe Facebook. Lumea era încântată că la Galați au reușit atât de mulți tineri să vină sâmbătă la ora prânzului, cumva ora 15, să se strângă la librăria Humanitas pentru o lansare de... Gliceine abia se trezise. Spuneți dumneavoastră. Înainte de pauza publicitară, vorbeam despre politicianul prezent astăzi în prim planul României. Eram noi ușor... Nu poți văzut vreunul la lansare? Am văzut oameni implicați în politică. Politică, da, dar nu politician la vârf. Nu. S-a implicat, suntem și noi. Fiecare în felul lui. Am văzut lui. Câțiva consilieri locali, să știți că au fost acolo. Domnule Paraschivescu, povesteați la un moment dat despre o experiență din anul 1992, când ați mers împreună cu un jurnalist străin, după alegerile prezidențiale, să întrebați pe oameni cu cine a votat. E celebră, secvența e nepieritoare. În Giurgiu s-a întâmplat povestea asta, eram cu o ziaristă de la New York Times. Încă nu dispăruse fascinația pentru americani, erau în continuare proprietari de tot felul de ciocolate și de gadgeturi la care noi începeam să avem acces, dar nu în toată țara. Și mașina era o mașină franțuzească, albă de epocă, toată lumea s-a uitat îndelung. Și am ajuns în județul Giurgiu și chiar și în orașul Giurgiu și am încercat să întrebăm, să vedem cu cine a votat lumea. Lumea votase în proporție 99,8% cu Ion Iliescu, în afară de unul singur care ne-a mărturisit că a votat cu Mihai Constantinescu. Și noi n-am știut dacă e treaz, e somnoros, e neatent, e prost, e și povestea asta, are probleme de identificare și am încercat să primim răspunsuri. De ce s-a votat cu Ion Iliescu, alegerile trecusele, deci nu era vorba de propagandă, erau niște constatări care urmau să facă obiectul unui raport. Și printre răspunsuri erau povești de genul el ne-a băgat în mizeria asta, el să ne scoată, da? Stupori din categoria, păi nu e dânsul președinte. Și ziarista spunea, da, dânsul e președinte, dar mai fost un candidat. Și ce, când o să ajungă candidatul la președinte, o să-l votăm pe dumnealui. Deocamdată îl votăm pe ăsta. Și intră într-o... Uitându-vă acum... Într-un vacuum de ăsta de înțelegere. În guvernul României, în Parlament, în aparatul ministerial, credeți că de atunci până acum electoratul român a devenit mai rafinat din punct de vedere politic? Și dacă a fost rafinat vreodată. O parte din el este foarte simplu în judecăți, și este un electorat de stomac. Asta e. Sună urât.
dar e un electorat de pungă și de plocon lăsat la poartă. Un alt segment de electorat, nu știu cât de mare sau de mic, este cel aflat sub comanda consiliilor, nu peste tot, nu generalizez, consiliilor și clerului. Sunt celebre cazurile, sunt povești întregi despre oameni care votează pentru că sunt trimiși și sfătuiți cum să voteze, fie de primar, fie de popă. Și avem și omul informat, care începe să facă pași spre emancipare, care începe să se informeze, care începe să vadă, pentru că ai rețele de socializare, ai internet, s-a dezvoltat un soi de curiozitate față de ceea ce se petrece în lume, mai ales la oamenii tineri, ceea ce e foarte bine. Deci eu văd tineri care discută despre lucruri care se petrec în Siria, despre lucruri care se petrec în America, despre vizita nu știu cui în Iran. Da? Ceea ce recunosc, când eram eu în școală, nu făceam bine. Nici n-aveai acces la asemenea informații, dar nu ne interesa. Pe noi ne interesa meciul, fata, șprițul și, mai știu eu, alte lucruri de genul ăsta. Eram captivii frivolităților. Acum văd un public tânăr, repet, un public tânăr de școală și de facultate, care începe să aibă ochiul mult mai bine calibrat pe chestiunile astea. Dar votul contează la fel de mult. Deci un student genial la fizică sau la filozofie cântărește exact cât un om care doarme în șanță. Sunt acești oameni care au reușit să ajungă până acolo în vârful politicii și care sunt incapabili să scrie sau să vorbească o limbă română corectă, oameni mai capabili să genereze decibeli într-un studio decât argumente și e suficient pentru partidul din care fac parte? Nu știu, nici nu m-am gândit. Bine, nu cred că partidul ăla despre care vorbim e o rezervație de crocodili. Există și acolo grade de competențe și de incompetențe, există și acolo tonalități diferite de exprimare a unei idei și există și acolo bătăuși și trandafirași. Da. Interesantă este felul în care se face aprovizionarea cu muniție. Deci am asistat la discuții în care invitatul, reprezentantul partidului era trimis la bătaie. Da? Deci el avea, era atmosfera unui meci de box. El avea un antrenor în colț care îi spunea care e punctul slab al lui alt, cu ce să-l atingă, cu ce să-l lovească, indiferent de partid. Asta se întâmplă peste tot. Faptul că ei se dau un spectacol ține și de felul în care au căzut anumite filtre ale unor moderatori care îi lasă să se dea în spectacol sau care ei, sunt ei înșiși parte din spectacol. Avem și așa ceva pe listă. Și situația e fără ieșire din punctul meu de vedere. Trebuie doar să apeși pe pedala discernământului, dacă o ai. Da? Discernământul se exersează, se formează, da? Se rafinează prin instrumentele pe care le cunoaștem. Altfel, spectacole vor fi. Există și spectacole în alte țări, să nu credem că noi suntem singurii care au politicieni care să dau un spectacol. Nu, sunt și alții. Adică povestea lui Isaia Faur cu Emil Constantinescu când l-a stropit cu cerneală nu e un caz unic. Gândiți-vă la Berlusconi, care a încasat în plină figură un obiect contondent. Da? Gândiți-vă la Jirinovski, care a aruncat un pahar cu apă interlocutorului la jumătate de metru, în emisiune în direct. Da? Adică nu suntem noi niște balauri fioroși, el alții niște anemone care discută doar cu reverențe și se adresează foarte politicos și au un discurs catifelat și închis la toți nastorii. Nu. Sunt și acolo neisprăviți, sunt și acolo corupți, sunt și acolo imbecili, da? Adică facem parte din rasa umană, nu suntem noi cei mai cei. Cum vă explicați, domnule Căstăian, că genul acesta de talk show politic reușește să facă audiențe foarte bune? Suntem noi, telespectatorii, avizi după genul ăsta de scandal? Oameni care vorbesc în același timp la... Știu că suntem avizi de scandal, dar suntem ființe sociale cu o apetență absolut reală pentru spectacole sociale de genul ăsta. Dacă ar fi să glumesc un pic, să zicem că Heidegger, de exemplu, în Ființă și Timp, nu a trecut, de exemplu, dragostea printre existențiale umane, a trecut în schimb durfa, direde. Deci e vorbăria asta la care asistă alții. Eu cred că, bine, ca să nu mai vorbim că bârfa a avut de-a lungul timpului și peeping-ul ăsta, privitul la ceea ce fac alții, a avut și un rol evolutiv. Era un fel de,
hai să zicem, termometru intern al moralității în societățile primitive. Dar, deci eu înțeleg până într-un punct chestia asta și pe Facebook, de exemplu, sau în alte spații de genul ăsta, mie mi se pare absolut firesc dacă se întâmplă, nu știu, un eveniment monden sau cum a fost, de exemplu, victoria categorică pe care a reportat-o Mircea Badea cu acum câteva zile, mi s-a părut, cum să zic, omenește cumva ca oamenii să vorbească despre asta. Mi s-a părut nefiresc ca oamenii să înceapă să discute despre Kant dacă se întâmplă un eveniment monden de felul ăsta. Dar să faci numai asta și aici să-ți găsești, hai să spunem, alfa și omega, aici să găsești tot ceea ce cauți într-un spațiu public, abia aici apare patologia și exagerarea, dacă mă întrebați pe mine. Dar răspunsul scurt este da. Răspunsul scurt este da. Oamenii caut așa ceva și dacă asta e să le oferi, asta vor privi și în timp se vor obișnui cu asta și vor dori și mai mult. Și mai mult decât atât, prestațiile probabil echilibrate și de bun simț mi se vor părea plictisitoare. Și, da. Și vă spun un episod de culise petrecut cu 12 ani în urmă. Eu asistam, urma să intru la o discuție despre Orhan Pamuk, care luase Nobelul pentru literatură. Bun. Și înainte de asta era o discuție între doi politicieni, partide care se duelau în alegeri, discursul foarte agresiv al ambilor. Nu s-au înjurat, dar jigniri, replici urâte. Bun. Și la un moment dat moderatoarea, era o doamnă, cere publicitate. Da? Moment în care reprezentantul unei dintre partide se întoarce spre ea și o întreabă: a fost bine? Da? Bine? Deci să nu credem chiar tot. Asta vreau să spun. Deci eu asistam, eram pe canapea, m-am uitat și nu mi-a venit să cred. M-am uitat și mă zic, e film. Deci asta s-a întâmplat cu... S-a întâmplat cu mine de față, deci am fost martor ocular la povestea. Cu voia moderatorului. Deci ei după aia au plecat la o pizza sau la o bere împreună. Știm zeci de cazuri în care oameni din partide care se bat în alegeri sunt parteneri de afaceri. Au tot felul de povești de succes împreună, adică să nu fim lebede. Nu există nici lebede, nici albă ca zapad, în afară de povești. Se câștigă, îmi imaginez, destul de multe voturi în felul ăsta, pentru că foarte multă lume probabil votează pornind strict de la simpatii și antipatii. Exact. Și dintr-un duel de genul ăsta poți ieși mai simpatizat sau mai antipatizat și asta s-ar putea să însemne mai multe voturi decât, știu eu, 15 conferințe scrobite la universitate pe anumite teme. Sunt doi comunicatori foarte buni. Nu credeți că ar fi cazul ca oameni de asemenea calibru să devină la un moment dat formatori de opinie din interiorul unui partid politic? Eu nu mă iubesc atât de mult ca să am asemenea părere superlativă despre mine. N-ați fost invitați până acum în partide? Nu. Eu am fost întrebat la o lansare de la București, prima lansare pe care am făcut-o chiar înainte de Gaudeamus, am fost întrebat din public de ce nu mă implic în politică și am spus depinde ce înțelegeți prin implicare. Dacă înțelegeți înregimentarea într-un partid, deocamdată nu cred că e cazul, nici nu m-a pețit cineva, dar nu cred că am competențe administrative sau politice. Asta nu înseamnă că mă complac în postura de chibiț. Nu, dar trebuie să fac lucrurile pe care mă pricep să le fac, pentru că altfel aș fi și eu unul dintre impostorii pe care îi arăt cu degetul. Altfel, că scriu și încerc să prezint niște lucruri, vorbesc la televizor, fac niște lucruri de pe urma cărora unii ar putea să profite, da, cu dragă inimă, pot susține niște cauze, mă pot alătura unor oameni din anumite partide în care cred. Și asta e adevărat. Am și o reticență personală, recunosc, ținând de trecutul meu, nici nu știu dacă îndepărtat sau nu, anul 2003-2004, când am făcut singurul gest politic. Am intrat într-un partid perfect din punctul meu de vedere, cu oameni de 30 și ceva de ani, din multinaționale, independenți financiar, fără trecut imputabil, cu un discurs pragmatic foarte bun și acel partid la un moment dat a fuzionat cu un partid istoric. Și a fost o fuziune prin absorpție,
în care identitatea acelui partid a dispărut complet. Da? Da? Și atunci am avut o amărăciune pe care am mestecat-o, am dus-o cu mine câțiva ani și am devenit reticent față de intrarea într-un partid. Plus că intrarea într-un partid cred că presupune și o disciplină de partid. Da? Este un tip indisciplinat. Nu stârnesc probleme. Dar nu-mi place disciplina. Nu de spus așa ceva la televizor. Dar nu-mi place. Mie îmi place să am ritmurile mele, să-mi fac eu lucrurile pe care știu că trebuie să le fac, am priorități. Poate că e o formă de egoism, nu exclud, însă cred că îmi stă mai bine făcând ceea ce fac decât înscriindu-mă într-un partid și având un randament pe care unii ar putea să mi-l reproșeze după aceea. Nu mai avem foarte multe minute din emisiunea de astăzi. Parafrazând titlul cărții dumneavoastră, nu se poate spune că orice scriitor îi este teamă de flecma politică pe care ar putea o primi după ce scrie o astfel de carte? Nu știu dacă trebuie să ne fie teamă. Eu sunt, am fost vaccinat personal de Corneliu Vadim Tudor, în câteva numere, Dumnezeu să-l ierte că are motive. Și el m-a bălăcărit în niște nume și a spus niște enormități despre mine, ceva cumplit. Și am rezistat bine, mersi, legănându-mă cu ideea că cine te înjură în România Mare, de fapt îți dă un mare certificat, o mare bilalbă. N-am temeri de genul ăsta, nu sunt un tip nici foarte curajos, dar nici ultimul laș din carnaval. Și reacțiile politicienilor la cărțile mele au fost moderate. În afară de aceasta lui Vadim Tudor, care a fost virulentă, au fost relații mai degrabă de amuzament. Adică știu că Miron Mitre la un moment dat m-a prins la un târg de carte și m-a bătut o cazma peste umăr așa și mi-a zis, bă, ai zis-o bine. Pentru că îl citasem cu o poveste pe care o spusese dumnealui. El s-a distrat, da? Dar altfel nu, ei sunt mult prea sus și noi mult prea jos pentru ei. Dar genul acesta de ironie, credeți că îi atinge, domnule Căstea? Nu știu, chiar azi am spus la lansare că unul dintre lucrurile remarcabile pe care eu le găsesc remarcabile la Radu Paraschivescu e că absolut niciodată ironia și satira nu sunt destructive, nu calcă în picioare omul ăla până în punctul în care omul respectiv să se închidă complet și să nu mai aibă alte reflexe decât de apărare. Eu cred că orice om are o șansă citind cărțile lui Radu Paraschivescu. O să ajungem să vorbim așa. Asta să vadă... Bine, eu chiar am formulat corect acum. Da. Tu ai ieșit din normă. Orice om care apare în cărțile lui Radu Paraschivescu, și nu mă refer aici doar la cei din cartea aceasta, pentru că Radu Paraschivescu e, după părerea mea, un absolut remarcabil portretizator de moravuri și martor al epocii lui. Și cei care apar în alte cărți, că vorbim de Gigi Becali, că vorbim de Condurățeanu, că vorbim de mai știu eu cine, sunt oameni care ar avea în principiu șansa să se lase atinși și să pună la cale un program de autoameliorare plecând de aici. Dacă o vor face sau nu, mi-e imposibil să spun. Evident că tind să cred că nu, pentru că pentru a ajunge la anumite vârste să fii așa, trebuie să ai o capacitate uriașă de a ignora felul în care ești. Dar cazuri de metanoia s-au mai văzut. În fond, Pavel a fost, nu-i așa, adus între creștini pe drumul Damascului. Să sperăm că există un drum al Damascului pentru fiecare dintre oamenii ăștia. În 2020 vom avea Orice om este teamă, 20, opere 20. Complete? Da, 2020. Cum am spus, gluma bună e gluma scurtă. Eu pregătesc altceva, dar până în 2020, cred că va apărea mai devreme și va fi tot o carte de, știu eu, text cu intarsii politice și nu de analiză, că e prea pretențios, de observație asupra ceea ce se întâmplă în imediatul nostru, mai ales în clasa politică. Vă urez să aveți foarte mulți cititori, cât mai mulți telespectatori, să fiți ferit de lapte, broccoli și leptile, înțeleg că nu vă plac. Da, da. Și de ce nu și să descoperiți? Descoperiți la un moment dat acel parfum despre care ați vorbit într-o emisiune, cu aromă de pâine caldă, cafea proaspătă și frunze arse. Vă mulțumesc amândurora pentru prezența în platoul emisiunii. Vă mai aștept aici ori de câte ori timpul vă permite. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. O seară bună tuturor!